Primăvara Poeților este o manifestare de renume pentru zona culturală francofonă și se derulează în Suceava de 10 ani. Festivalul Printemps des Poètes se află la 17-a ediție în Franța și a fost importat din 2005 în România prin demersurile tinerei poete și traducătoare Linda Maria Baros. Angela Furtună organizează de atunci în fiecare an manifestările Festivalului Primăvara Poeților în Bucovina într-un proiect internațional în cadrul Consiliului Județean Suceava și al Bibliotecii Bucovinei Iges Biera. Construit ca niște furnicuțe, un program care a coalizat oameni frumoși, oameni care efectiv doresc un spirit când se înnoiește anul calendaristic, doresc să înnoiască și un spirit al sufletului, deși pare impropriu spus, dar trebuie ca sufletul să fie reînvățat să gândească prin poezie. În fiecare an, festivalul francofon adoptă o temă creată de inițiatorii parizieni ai mișcării. Anul 2015 se va derula sub tema Insurecția poetică, încurajând poezia curajului, nevoia de îndrăzneală și de eroism prin care sufletul omului contemporan își dobândește aripi noi, iar năzuințele tinerelor generații pot fi susținute. Concertul și recitalul de poezie din această seară stă chiar sub semnul insurecției poetice. Tema din acest an a festivalului francofon la care suntem afiliați și noi, tema ce va fi susținută în peste 60 de țări din toată lumea francofonă. În cadrul celei de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional Francofon Primăvara Poeților, Casa de Cultură a studenților de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Consiliul Județean Suceava prin Biblioteca Bucovinei a organizat un recital extraordinar de poezie, muzică clasică și muzică folk, Poemele Bucuriei, susținut de artiștii Angela Furtună, clujeanul Ioan Onișor și invitații lor. Este vorba de poezie, muzică clasică și muzică folk. Pietre în cale, mereu pietre. Nimeni bezna nu mă-ndreaptă. Până la tine nicio piatră nu mai vrea să-mi fie treaptă. Bucură-te! Bucură-te, țara mea, pentru că a rămas singură la hotarul imperiilor. Iar poporul tău privește în zare, ducând mâna streașină la ochi și nu mai vede nimic. Jucării și istorii mincinoase despre transplantul de adevăr, cuvintele au măsura libertății. Pe scenă au mai cântat tineri artiști formați la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, precum chitaristul Ștefan Lupu, percuționistul Alex Devesievici și violoncelistul Petru Mihalcea. Ascultă! Ironică poate că viața ne joacă feste în toate, băiatul cu minte. Cum se îngemânează poezia cu muzica în folk? Ele sunt practic împreună. Se spune de multe ori că folk este poezie cântată, are multe definiții, dar le văd surori, le văd la un loc. Manifestarea Poemele Bucuriei a cuprins versuri proprii recitate de poeta Angela Furtună, texte care au inaugurat curentul post-hipnotismului din literatura română, însoțite de acorduri folk, muzică cultă și armonii exotice ale instrumentelor noi. Seara a fost îmbogățită cu sonoritățile sud-americane ale cajonului, instrument peruvian pătruns recent pe scenele românești. Concertul integral va fi difuzat vineri de la ora 21 în cadrul emisiunii Vorbește Suceava, ediție specială moderată de Relu Gavril Ursache și în reluare luni 16 martie de la ora 14.